Bună ziua! Suntem la Lucernă și astăzi o să vorbim despre ce se întâmplă când lucerna nu este cosită la timp. Să zicem trei dezavantaje, mari dezavantaje. Și avem 1. Este un puric, un cosaș mic. Nu știu cum să vi-l spun, dar oricum este o insectă care face lucrul ăsta. Și când zic că face lucrul ăsta, păi face. Aici. Uitați. Da? Asta ar fi unul din motive. Și una din cele trei situații care te dezavantajează când nu cosești lucerna la timp. 2 ar fi la partea de jos, toate frunzele se usucă. Haideți. Deci astea, în loc să rămână verzi, ca tu să le poți folosi, frunzele la partea de jos, ele se usucă. Asta este din nou un dezavantaj, pentru că sunt înjumătățește aproape cantitatea de lucernă care tu ar trebui ca să o ai. Și 3, dacă nu cosim la timp, putem să pierdem o coasă. O coasă însemnând timpul ăla care, din momentul când ai cosit, da, până când crește din nou. Noi spunem o coasă. Deci îi de coasă lucerna, îi mare, am cosit-o, da, ea o să crească din nou și urmează a doua coasă. Practic, dacă tu nu o cosești la timp, ea rămâne, îmbătrânește, pe lângă faptul că se întâmplă ceea ce v-am arătat mai înainte, pierzi următoarea coasă, adică pe asta. Dacă eu aici aș fi avut o cosită la timp, acum ar fi fost toată suprafața cum este asta de aici. Și asta de aici este și mai curată decât aia, decât a fost prima coasă, practic, și este și sănătoasă. Deci, astea sunt trei dezavantaje care nu sunt de ne luat în seamă. Vă doresc o zi bună și să ne revedem cu bine.